În 2018, angajații din structura de prevenire a Inspectoratului pentru Situații de Urgență Maramureș au efectuat peste 970 de controle, acestea vizând cu preponderență instituțiile, operatorii economici, obiective hidrotehnice și obiective de investiții. De asemenea, s-au desfășurat controle la obiective publice la care se înregistrează un aflux de persoane în zilele libere, de sărbători legale sau pe durata nopții, în principal din categoria cluburi, baruri, discoteci, mall-uri, săli de spectacol, ori cinematografe și structuri de cazare turistice. Pe timpul verificărilor au fost depistate mai bine de 2800 de deficiențe, din care 505 au fost soluționate pe timpul controlului, iar peste 2100 au fost sancționate contravențional. Potrivit informațiilor puse la dispoziția presei de ISU Maramureș, pe timpul controlelor de prevenire a situațiilor de urgență, pentru încălcările la actele normative în vigoare s-au aplicat în jur de 500 de amenzi în cuantum de aproape 850.000 de lei. De asemenea, au fost date mai bine de 1600 de avertismente în domeniul securității la incendiu și protecție civile. Numărul sancțiunilor și a valorii acestora a crescut anul trecut cu 284%, respectiv 330%, comparativ cu 2017.